Dar aș vrea să-mi spuneți că aveți deja și experiență politică, și administrativă, și instituțională, și așa mai departe. Ce lipsește acestei țări ca să pornească motorul acesta care să ne ducă înainte 10-15 ani? În primul rând, e o lipsă de viziune. Și viziunea nu poate să vină de la omul de pe stradă. Viziunea este o chestiune pe care o imaginează liderii. Acea capacitate de a mobiliza energia pozitivă și mitologia pozitiv a unei națiuni. Cei mai mulți lideri, nu doar din România, contemporani, folosesc partea negativă. Celălalt e rău, e urât, e corupt, e cum e și se legitimează și, și câștigă alegeri pe parte de vot negativ. Dar o țară care nu-și imaginează viitorul, o țară care nu-și dă seama că un model economic de dezvoltare, ca cel care l avem noi acum, are o perioadă de utilizare limitată în timp. La 20 de ani, 25 de ani maximum, țările care merg înainte, și care ies din capcana veniturilor mijlocii, de care vorbeam mai devreme, își modifică din mers modelul economic, modelul de organizare socială. Noi am ajuns cam la finalul modelului. Și noi noi suntem la final de model. Deci modelul nostru bazat pe valoarea adăugată redusă, pe imitare, pe import de capital și tehnologie, și pe folosirea unei forțe de muncă ieftine și a unei geografii generoase, s-a apropiat de sfârșit. Nu mai poate să producă mult. Ia... să ne punem capul la contribuție, să facem, să... Altceva. să facem cu totul altceva. În al doilea rând, mai e o chestiune legată de, de, de modul nostru de a ne gâlcevi între noi. Ia. Trebuie totuși un pic de unitate, trebuie un pic de... Și în al treilea rând, nu mai nu pot să nu spun lucru care mă frământă cel mai mult ca, ca om care am făcut și multă politică și care am văzut crescând pe lângă mine și înaintea mea și după mine multe generații, Că mi-e teamă că ce să fie și o problemă de competență a elitelor noastre politici și administrative. Eu ca jurnalist mai mult ca orică. Și acest lucru, să știți că este la fel de sever uneori ca și lipsa de viziune. Pentru că poți să ai o viziune dar n-ai cu cine să o execuți. Poți să ai o viziune dar te contestă automat. Orice idee bună, dacă vine de la PSD, e contestată de planul. Poate au avut și ăștia trei idei bune de încolo. Sau dacă vine din partea altă. Poate vine de la PNL, de la USR, de undeva, de la, de la președinte. De unde... Poate avea și două idei bune. Nu mai avem capacitatea de a ne aduna în jurul unui minim uh, uh, registru de unitate națională și de, 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 de voință Cum, comună. Asta în anul centenarului. Și anul ăsta o să a fie... Trecut. Eu sunt, nici nu mai vreau să vorbesc despre centenar. Da. Adică vorbesc și îl sărbătoresc în sinea mea. Nici nu vreau să vorbesc. Sunt atât de dezamăgit. Suntem spre finalul anului și Nimic. deja... O să fie trei parade militare, bravo militarilor noștri. Ministerul Apărării o să le udăm din nou la sfârșit. Excepțional făcut. Noroc cu armata. Noroc și cu dat. armata. Nimeni nu știe în lumea occidentală, în lumea civilizată, de ce România sărbătorește anul acesta 100 de ani de stat modern. Și ar trebui probabil să spunem mai mult aliaților noștri și partenerilor noștri cât de ofertantă e țara de ce asta, vă, cât ce de trei președința este, președința... De ce? de ce vă cei trei președinți ai țărilor baltice, mergând de mânuță la Washington președintele american, sărbătorind centenarul balticilor? E adevărat că avem și noi câteva ocazie. Vine sezonul cu Franța. Începe acum pe 1 decembrie. E o ocazie foarte bună. Vine anul viitor președinția la Consiliul Uniunii Europene. E, măcar acolo Mă rog la Dumnezeu și rog pe oamenii ăștia. Putem să facem o președinție bună a Consiliului. Nu, este, nu, nu suntem condamnați la eșec. Mai avem încă niște competențe. E, care e să ne competență, asigură. e răzlețită, e răzlețită, dar dacă e un mic de efort, un pic, un pic, un pic de. Sunt totuși oameni care mai știu meserie În ministere, la externe la, În echipa adevărat. lui Negrescu Nu e o problemă să, să facem o președinție Important să fie persoana dar, mă dar trebuie să înțelegem Și asta e un lucru pe care sper Că și liderii noștri Politici o să înțeleagă Mi-e teamă puțin de apropierea alegerilor par, Europarlamentare și prezidențiale de la anul și Pentru că tentația politică de, da, distruge... de a contamina orice Dar România nu este America să-și permită Să se ale, aleagă extravagant că America și țările cu, cu, democrația așezate și cu sisteme puternice și cu instituții puternice își permit o perioadă de extravaganță și chiar de nebunie politică. După aceea se regrupează, au pierdut, se scutură, plec și meargă mai, pentru că mașinăria funcționează. Cei 12 cilindri în V mestecă și a fost acolo o bujie care s-a stricat. Do, schimbăm bujia, nu e o problemă. Dar în clipa în care o țară care este deja vulnerabilizată, de aceste lucruri structurale de care vorbeam, care e și cu o geografie expusă întotdeauna. Și ai o șansă, cum să spun? Președinția asta Consiliul European Considerați că e o șansă pentru România. Gigantică. Inclusiv pentru brandul de țară. Am chemat, apropo de Aspen și de, cu, cu colegii de la German Marshall Fund, care ne sunt aliați și parteneri de multă vreme la operațiunile mai, mai vizibile, am chemat în vizită și au fost acolo demnitari români și de la președinție, și de la guvern, și din mediul de afaceri. Uh, de la uh, Consiliul de Promovare a Imaginii Finlandei, Finland Promotion Board, în engleză. Doamna, au făcut oamenii ei, a venit o doamnă, o blondă, așa, și tu te dai doi bani pe ea. Doamne, când am început să spună ce au făcut ea 4 milioane de finlandezi în promovarea țării, nu doar școala finlandeză, nu, cu tehnologie, cu început de creere de percepție prin desene animate pentru copiii din străinătate, pentru că percepția despre o țară străină se face undeva între 12 și 16 ani. Noi vrem să, vi să fie doar cu pensionarii, să vină în România, ok. Sau, sau portughezii, care au făcut o legislație specială, apropo de promovare de țară, în care toată lumea care vine și se așează la bătrânețe în Portugalia, e scutită de taxe și, clipa de față, Portugalia este una dintre cele mai interesante țări din punct de vedere creștere economică și servicii medicale din Europa.